o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Dragi prieteni, bună dimineața! Cinematografia e o artă, televizorul e o mobilă. Scria într-o zi pe tricoul invitatului meu din această sâmbătă. Am zâmbit atunci și am spus, și eu cred asta. Și iată-ne astăzi și pe mine și pe regizorul, scenograful și artistul Radu Afrim la televizor. Bună dimineața și bine ați venit! Sărma, mă bucur că m-ai chemat la emisiune. Voiam de mult să fac asta, dar... Exact cum am citit de ună zi într-un interviu, m-am gândit că nu m-am grăbit la timp și că alții au fost cei care au făcut invitația înaintea mea, atunci am lăsat timp să fie uitată și cartea asta de pe masă, că e o carte foarte bună a Cristinei Rușieschi, și am aici o versiune engleză. Eu am citit-o pe cea din 2012. Bună dimineața, bine ați venit la Grădina Verona. Doriți să vă aduc ceva de băut? Eu vreau cappuccino ca de obicei. Un ceai verde cu iasomie. Are Radu Afrim tabieturi? Cu vârsta am mai acumulat câteva. Ziceam pe vremuri, tot în interviuri, am spus multe prostii în viața mea, nu știu ce ai citit. Ziceam că nu o să am niciodată, că nu le voi avea, dar cred că am început să le am puțin. Dar să știi că nu sunt grave și nu mă țintuiesc în proiect, nu mă țint pe loc. Le am, cred că le am. Schimbând tot timpul spațiu, fiind tot timpul în alte orașe, în hoteluri în care lucrez, în apartamentele teatrelor, nu prea îmi permit. Tabieturile, în general, sunt legate de un spațiu al tău cu care ești obișnuit. Eu am casa mea în Ardeal, stau destul de puțin acolo. Și nu apuc să-mi fac. Pe drum nu pot să ai tabieturi prea multe. Sunt pe drum. Eu sunt de acord, dar n-am denigrat niciodată până la capăt tabieturile, fiindcă m-am gândit pur și simplu că ele pot fi și așa itinerante ale unui călător și le-am privit ca pe odihna imaginarului. Și atunci le-am salvat cumva. De asta am și pus întrebarea, gândind că un tabiet e de fapt un răgaz binevenit în imaginarul expansiv al lui Radu Afrim. Exagerez? Nu exagerați, însă să știți că eu le folosesc și pe asta tot creativ. Adică nu-mi permit să închid cumva robinetul, să zic imaginație, dacă ați folosit cuvântul ăsta destul de ciudățel așa, pentru că nu-mi place să vorbesc eu despre imaginația mea pe care se pare că o am. Nu închid robinetul și îmi folosesc inclusiv banalitățile vieții mele, a existenței mele, pentru scenă, pentru scenariile pe care le scriu și așa mai departe. Nu mi se pare că e nimic de aruncat la gunoi într-o existență cum ar fi ea, nu mi se pare. Nu doar lucruri excepționale, nu doar mari performanțe, ci absolut totul trebuie valorificat într-un fel sau altul. Sau măcar reciclat. Retoric așa am oscilat împreună între un vu afectuos și singularul a doi prieteni. Hai să rămânem la acest singular al persoanei a doua, pentru că scot din joc și imaginarul dacă e o sintagmă incomodă. Și atunci, ai făcut vreodată o hartă cu gândul? Cu șablon. Cu șablon. Mi-ai amintit o chestie absolut ancestrală. Într-adevăr, existau hărți de plastic pe vremea mea și făceam conturul ăla și cu găurele la orașe sau la județe ce erau. Atât am făcut, mai mult nu cred. Nu mă amintesc.
Deși stăteam zile întregi în casă și făceam reviste cu creionul. Făceam reviste de ale mele, reviste cinema când eram copil mic și cu și tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu cred că am avut vocație de asta de Jules Verne, așa. N-am fost pe science fiction prea mult. Acum încep, la vârsta asta târzie, cu lucruri destul de science fiction. Eu cred că toate astea erau latențe care au stat cu minți și acum se devoalează. Am întrebat de hartă, că nici eu nu m-am gândit că aș fi un cartograf, dar dacă punem la oaltă un regizor atât de vizual, căruia îi spun exact cum am deschis, artist, pentru că sunt multe valențe în profilul Radu Afrim, și aș vrea să facem împreună cât vom putea, astăzi, în 50 de minute, harta lumii regizorului Radu Afrim. Nu mai vreau să discut despre ceea ce s-a spus deja și ceea ce Cristina Rușieschi a numit țesuturile fragilității în splendida versiune românească. Asta e și mai frumoasă, de aici de pe masă, în engleză. Dar cred că de 6 ani încoace, ba chiar 7, cred, de când cartea a apărut în prima ediție, aceste țesuturi s-au poleit cumva, s-au transformat, așa încât am putea să fim cartografi împreună. Cu ce începem în harta lumii Afrim? Anul 99-2000, în care eram foarte alternativ, eram foarte altfel, nu m-a interesat teatrul deloc. Eu văzusem foarte mult film de cinematecă la Cluj, erau anii studenției mele, fuseseră înainte literele, 5 ani de litere, în care am văzut câte filme se puteau vedea, Integrala Antonioni, Pasolini, tot ce era atunci interesant pentru noi, Fellini, toate lucrurile astea, și teatrul deloc nu m-a interesat. Eu, practic, am construit, cum zici tu, o hartă, un imperiu, un ținut sau ce-o fi el, pe nimic. Pentru că nu aveam o lume teatrală în spate, nu aveam o cultură teatrală absolut deloc, nici acum nu cred că o am, decât foarte, foarte selectiv și așa. Zâmbesc la asta, dar treacă de la mine. Vreau să spun, nu văd teatru foarte mult. Citesc enorm de mult teatru, contemporan mai ales, ca să fac temele, dar nu aveam cultură teatrală și nu m-a interesat teatru. Mi se părea o lume moartă, morbidă, cumva de carton. Pentru mine, care eram un tip vizual, filmul era și artele vizuale, asta era atunci pentru mine. Și am început să desenez această hartă pe aceste structuri. Și am făcut lucrarea mea de licență de la teatru, care se chema Blue Escape, într-o sinagogă dezafectată din Cluj, la Casa Transit, cu texte de Laurie Anderson, un performer american. Da, știu despre el. Exact, și video era mult. Era o noutate extraordinară, la piciorul anilor 2000. Era, toată lumea o adora. A fost și în România între timp, a avut un concert bestial, am stat la ea la repetiția de dimineața, de la 8 a urcat pe scenă și până seara acolo a stat, deci este un artist în sensul adevărat. Atunci deja lumea teatrală, cel puțin din București, se uita la mine ciudat, ca la un ciudat. Și după aceea, intrând în teatre, a început poate îmblânzirea mea, să zic așa. În sensul că începeam să țin cont și de, nu știu cum s-ar numi, niște semne teatrale, să spun așa, care îmi erau străine și pe care le ignoram până atunci. Și atunci, dacă iau în acest teritoriu, care e harta noastră pe care acum o construim, marginile ei sunt cum? Fluide sau le-aș face din ce? În niciun caz dintr-un gard viu de butaforie, cum am văzut în Wolfgang, de pildă, care pentru mine, nevăzând atunci, în 2017, ceea ce am văzut un an mai târziu, adică pădurea spânzuraților, care mi se pare un reper, zic eu, chiar dacă el se va muta, cu siguranță va migra în următorul deceniu, dar este un reper, el creează această montare de sub mantoul lui Rebranu, cred că în harta noastră, în facerea acum, creează un înainte și după. Fără să vreau, s-a pus acest punct de piatră de hotar, s-a pus, există,
cum a fost și Trei surorile din 2003. Da. Le-am văzut cu tot zgomotul care le-a însoțit. Da, eram tânăr, îmi permiteam și e bine ca toți tinerii regizori să-și permită să nu le pese, să facă nebunii, pentru că doar așa vor avea un start vizibil. Textul te duce fără să, adică deși tu spui că ai o personalitate fantastică ca regizor și nimeni nu te poate opri, nimeni, textul te duce. Una este Wolfgang ca și dramaturgie, da. Alta e Pădurea Spânzuraților, la cărei dramatizare am lucrat eu. Și totuși acolo simțeam din start că voi fi cumva pe placul mai multor oameni, nu doar pentru că trebuia să o fac pentru o sală de 1000 de locuri și să se vândă foarte bine, miracol care s-a întâmplat, ci și pentru faptul că e foarte de suflet pentru mine acel text. Fiind din Ardeal, fiind de acolo, da. fiind din lumea aia de acolo, nu știu ce m-a apucat. Eu neavând patriotismele astea locale, nu le am. Hai să încerc eu marea cu degetul și să zic ce l-o fi apucat pe Radu Afrin. Păi m-am gândit așa, la Pădurea Spânzuraților, stând în rândul al doilea. Și când tăiau pădurea și sala încremenise și se mira, eu am zis, ei, ăștia or fi arborii din Beclean, din curtea castelului. Uite, nu m-am gândit, să știi, dar asta e o durere. Deși eram copil, o simt acum. Nu m-am gândit chiar la parcul grofilor, da, din Beclean și pădurea ruina care s-a tăiat acum. Acum? O parte din... Deci au tăiat și din pădure, da, nu doar acum, din parc. Au tăiat jumate din dealul foarte frumos care se vedea deasupra orașului și care este în Becleanuț, cum ar veni în vechiul Ierusalim, pentru că așa se chema, peste Someș. Într-o dimineață am văzut că nu mai e jumate din pădurea aia. Exonia. Deci și dealul Chel pe jumătate. Lucru din 2019. Ce durere! Ce-au făcut, da, ce-au făcut cu trunchiurile alea? Care erau vii, vorbeau cine între știe, ele? Cine făcut? Știe? Aceste informații se pierd în această țară în care se întâmplă crime din cauza despre care am vorbit. Nu le-am anticipat în Pădurea Spânzuraților pentru că nu doar cazul din 2019 este, ci altele și altele înainte, violența mafiei pădurilor împotriva celor care apără totuși avuția asta. Dar se pare că oricât ar fi de important, de sonoră vocea societății civile, nu ajunge. Se pare că există o latență, există o voință care se oprește la jumătate în această țară întotdeauna când e să faci ceva bine. Nu-mi explic. Și cu toate astea, nu mi-amintesc să te fi gândit să emigrezi vreodată, nici măcar în anii aia de început, în primul semestru la litere, știu ce înseamnă, după o admitere grea pe care am dat-o eu însă, dar la București, și pe urmă, văzând în ce întuneric umblam, mă gândeam că fuga e o soluție. Te-ai gândit? Nu. Eu am intrat la litere în 89 toamna, am apucat sub Ceaușescu un semestru și în iarnă a venit Revoluția în 89. Speram foarte mult în schimbare. Am fost generația de studenți de la litere de la Cluj care dădeau afară profesorii. Ăla nu e bun și așa mai departe. Era entuziasm în același timp. Erau ani în care se putea lipsi enorm de mult de la școală. Eu mergeam la fiecare weekend în Budapesta. Mă simțeam bine, eram foarte tânăr. Era o dualitate în mine. Nu simțeam că va veni, că societatea o va lua într-o direcție prea puțin favorabilă educației sau culturii și așa mai departe. Într-un cuvânt, eram tânăr și chiar și atunci când am avut prima bursă Tempus în Bruxelles, am stat 6 luni în 92, prima mea ieșire din țară a fost aia, nu m-am gândit să rămân. Chiar mi-era dor să mă întorc, deși știam că o să am de dat foarte multe examene în România. De ce ținea dorul ăsta? Pentru că te-ai dus pe studii de lingvistică și nu-ți plăceau și îmi spui că ți era dor. Te-ai documentat când... suspect de bine. Da, totdeauna îmi fac lecțiile. Și în plus, ai uitat, facem harta, nu? Vezi ce am aici? O plantă superbă cu frunze aproape roșii. Cine crezi că ar putea să fie? Deși mi-ar fi plăcut să fie o floare. Eu am zis că în harta noastră ar putea fi hortensia, ce zici? Care, s-o spun celor care ne văd și beau cafeaua cu noi sâmbăta, e mama, da? Am simțit-o și în Pasărea Retro și am simțit-o peste tot. Și cred, deși n-am văzut această montare, din păcate, dintre cele trei
în recent încheiatul Festival Național de Teatru, nu am văzut montarea asta în care din nou te transcrii și care se cheamă Sub fiecare pas e o mină neexplodată a războiului neterminat cu tine. E acolo mama Hortensia, cum am simțit-o eu în multe alte... În pasărea retro este, în, aici nu este, pentru că am scris special pentru... E vorba de o singurătate a tinereții, cumva, și am scris pentru niște actori tineri, adică există totuși o formă de singurătate despre care se vorbește poate mai puțin. Teatrul contemporan, fiind social, fiind de intervenție, vorbește de singurătatea bătrânilor din cămine de bătrâni, singurătatea oamenilor, ajungi singuri, și așa mai departe, singurătatea marginalilor, însă nu se vorbește despre singurătatea asta a tinerilor care aparent nu sunt singuri, care sunt împreună cu cineva și e o singurătate destul de abstractă și puțin vizibilă din exterior. Despre asta e vorba. În pasarea retro, în schimb, fiind foarte multe fragmente din copilăria mea, ca să ascund, ca să pun o mască, am deviat, evident, de la realitate și am intrat foarte adânc într-o ficțiune a anilor 70. Da, o copilărie comunistă care doar aparent nu este dureroasă. Debutul anilor 70 n-a fost chiar tragic cumva, comparativ cu anii 80 sau comparativ cu finalul anilor 70. Oricum, acel copil fericit care eram eu atunci în bloc nu avea o viziune politică a vremurilor și cozile și bătăile la raționalizarea alimentelor abia după aia cumva a venit și o vecină din spectacol anticipează. Ați auzit că o să fie ulei operat? Deci încă nu erau anii negri. Dar cât de anticipatoare sunt și cele două surori, nu? Olimpia și Pompilia. Da, ele erau vizionare. Sunt vizionare, da, dreptul. În spectacolul ăsta, Sub fiecare pas e o mină, am un monolog întreg al unei fete care postează pe Facebook o fotografie în care ea este într-un lan de rapiță. Știi că e foarte luată la mișto această fotografie în rapiță. Dar tu n-ai fost, ai un superb cadru într-un lan de rapiță în care parcă ai fi de veghe în lanul de secare, nu de rapiță. Eu e știu, foarte filmic. Trebuie protestat împotriva, un protest tăcut, dacă se poate, împotriva aceste miștocăreli. Că nu ai voie să te bucuri de lucrurile simple. Sunt bucurii kitsch, oarecum, pentru lumea urbană sau pentru lumea, pentru elite, pentru, s-a pozat și ăsta în secară, a pozat și ăsta o hortensie, a pus un trandafir pe Facebook. După 70 de montări, care nu sunt numai românești, sunt și la Paris, sunt și la Lausanne, sunt și la München, îți pasă? Că cineva ar putea să râdă de faptul că ai pus un trandafir sau un lan de rapiță? Hai să zic nu. Așa cum prea mult nu mai îmi pasă nici de cronicile nasoale la un spectacol care eu țin și care are mai puține șanse la premii sau așa mai departe. Dă-mi un exemplu, te rog, aici. Chiar și Pădurea Spânzuraților n-a avut doar cronici bune, dar nu despre asta e vorba. Uite, am avut un spectacol care am ținut foarte mult Vis Toamna de Ion Fose la Arad. Acțiunea da, nu l-am un, văzut. Este un dramaturg foarte special din Nord, cu un text care nu prea este pentru publicul român, pentru că câteva cuvinte care se repetă la infinit, ca un mantră, ca o așa. Și acolo se întâmpla într-un cimitir, se întâlneau cei plecați cu cei vii și așa mai departe. Și... a fost un text care n-a avut nici o piesă care n-a avut absolut nicio șansă la Uniter. E doar Sfârșitul Lumii de la Odeon, scris de Jean-Luc Lagars, un autor pe care francezii-l adoră și este un autor cult, a murit. Deci în România nu are șanse la premii mari, deși nu fac totuși pentru premii, dar eu știu care spectacole vor fi cumva, din păcate, sunt ca niște copii mai puțin, nu știu, mai puțin apreciați de părinți, dacă există așa ceva, pe lângă cei care sunt foarte iubiți și foarte puși în focus și foarte copiii geniali și așa mai departe. De asta țin cel mai mult spectacole în care mi-am permis să nu fie groan public, să zic așa, deși publicul e cel mai deschis. Deci publicul este cel mai deschis. De multe ori am surpriza că breazla teatrală e mult mai așa decât publicul. Și nu vorbesc, eu nu folosesc sintagma publicul meu, ci publicul care mi-a plăcut foarte mult asta. Am baleat o mulțime de declarații, de interviuri și m-am înseninat tocmai pentru că nu am găsit sintagma asta, publicul meu.
care e o închidere, de fapt. E falsă, e falsă. Pentru că dacă ai considera acest lucru, ți-ai dat seama că publicul care a, nu știu, s-a ridicat în picioare la spectacolul tău, ceea ce nu-mi doresc, e publicul care se ridică în picioare la toate spectacolele, bune, proaste, să zicem, și atunci te-ai simțit trădat. Nu e ok cu publicul meu. Am pus aici Hortensia deoparte și dintr-o dată e acest conac al grofului Bethlen, despre care aflu, știi, m-am dus o dată la Beclean, acum vreo 3 ani, cu proiecții în cap aiurea, gândind că voi găsi o ce naivitate, grajdurile alea baroce și parcul în care primarul, știi ce mi-a zis? Aici au fost copaci seculari cu frunze în formă de inimă și m-am gândit la Ginkgo biloba, dar poate nu am dreptate. Ba da, erau Ginkgo biloba, erau mai mulți, eu am prins, adică în copilăria mea încă mai erau, ultimul s-a tăiat relativ recent, deci Ginkgo biloba. Fantastic. Și alte, dar era practic un parc cu arbori exotici, groful știa ce-și aduce acolo și eu în fiecare dimineață mergeam la grădiniță prin acel parc. Eu locuiam în bloc în 70 și era singurul bloc din Beclean, lucru pe care am spus, e singurul, primul bloc din Beclean și nu mai era altceva decât un parc uriaș al grofului până la castelul grofului în care într-o săliță era grădinița. Și ăla era drumul meu, mă ducea bunica fiecare dimineață prin acel parc. Sigur, poate și imaginația și timpul amplifică vizual această minune, această minunăție, dar mă amintesc că era și un pod japonez peste un pâriaș plin de melcișori. Până aia. Deci cu asta am rămas eu. Nu mai sunt, e o primărie. Nu mai e primăria, acolo s-a mutat. S-a mutat? S-a făcut o clădire modernă, dar acolo se pare că s-a revendicat, s-a închis... Dar clădirea e mutilată, nu mai e ce a fost, dar nu era singurul, sunt vreo 4 conace de grofi la Beclean, dar ele sub comunism au fost distruse, schimbate total. Nu aveau o mega arhitectură, nici inițial, nu erau printre cele mai frumoase din Ardeal, dar erau, e mai exista cimitirul grofilor deasupra pe un deal și ăla, din păcate, e distrus. Vrem, nu vrem, istoria acelui oraș e legată de această familie, de unde vine și numele Bethlen. Mi-ai spus odată că în cimitir te duceai să te uiți la un monument funerar foarte frumos al fetei unui grof. Da, da, am folosit puțin povestea ei în Pasărea Retro, pentru că retro, ea s-a înnecat în Someș, una dintre ele. Eu atunci spuneam că o fată din bloc s-a înnecat în Someș și a fost tragedia blocului și mai departe. Și cealaltă a căzut de pe un cal și a murit. Deci e o poveste destul de... care ar putea fi valorificată într-un roman bun, nu într-un roman de duzină, într-un film bun. Nu prea se mai fac lucruri de genul ăsta. Adică un film de epocă bun. Poate o să-l faci, cine știe. De ce nu? Nu știu. Poate o să faci film, cum face și unul dintre preferații tăi, Ivan Viripaev, nu? Mă gândesc că-ți place. Da. Și acum te întreb, o să vină un moment, sau poate a început deja, când lupta asta dintre conceptual, dintre latura ta estetizantă, teoretică și emoțional, va produce... o carieră de profesor sau niște workshop-uri cu mare folos pentru cei care vor să le asculte și să participe. Știi de ce insinuez asta? Pentru că actorii cu care lucrez, i-am întrebat pe mai mulți, mi-au zis ceva surprinzător. După ce lucrezi odată cu Radu Afrim, începi să te rușinezi pentru ceea ce ai făcut înainte și îți dorești ca el să nu se uite la roluri pe care le-ai lucrat deja. Dincolo de faptul că ei mai și exagerează, probabil e motivul pentru care nu sunt chemat în școli. Nimeni nu-și dorește, cu adevărat, cred, o schimbare de direcție atât de violentă în instituții. E periculos pentru toată lumea acest lucru. Repet, să nu considere cineva că eu m-aș crede foarte tare în acest domeniu. Actorii vorbesc multe, însă... eu cunosc situația în această lume a noastră, cunosc și locul mediocrității care există și cam asta este. Deci mi-aș fi dorit să știi să formez niște tineri. Pe actori pot să zic că
îi formez de multe ori, îi aduc, nu doar să iau mari premii. Nu a fost unul care să nu îmi spună că s-a transformat. Alții au spus, mi-a schimbat viața, chiar așa. Există în fiecare teatru actori care nu sunt folosiți și mie cade ochiul pe acei actori în urma unui casting. Nu merg să văd alte spectacole în care au jucat, nu merg să văd, pentru că dacă spectacolul nu e reușit, oricât ar încerca actorul să se scoată, pe mine tot mă plictisește spectacolul și totul mă plictisește și îmi vine să ies din sală și nu e bine. Dar îmi cade ochiul pe un actor dintr-un teatru, cum e cazul, de exemplu, Natalia Călin de la Național, cum a fost cazul la Iași, totuși a debutat Ada Lupu, dar mulți, mulți actori. Dar și ultimul, cel mai recent, Bolog al tău, pe care eu îl vedeam altfel, îl văzusem și la Mungiu, îl văzusem și în Nunta Mută și dintr-o dată am descoperit altă vibrație. Și pentru mine a fost o surpriză, pentru că îl știu un tip foarte dur, adică dur și fragil în același timp, ca actor, foarte fragil, sub haina asta a masculinității. El face teatru politic, independent. Chiar social. Și este în zona aia mai... Să-i spunem numele. Alexandru Potocean, un actor de film excepțional, care a avut de dus greu spectacole, aproape 4 ore de monologe și de fizic și așa mai departe. Și uneori mai joacă și de 2 ori pe zi, și la matineu și seara. Vă dați seama, 8 ore totuși nu-i ușor și să fii bun până la capăt. E adevărat că există publicul de teatru mare, adică de săl mari, pe care nu-l știa până în momentul de față, sau cel puțin nu-i știa fața asta. Mă bucur că am mers până la capăt, pentru că și el e o personalitate puternică, și eu sunt o personalitate puternică și de multe ori există divorțuri la astfel de colaborări, până înainte de a se termina proiectul, dar n-a fost nici măcar o zi de tensiune între noi. Trebuie să mai punem ceva în hartă. Aș pune în centru, lângă Conac sau, în orice caz, în mijlocul lumii astea, casa ta de la Beclean, pe care mi-o închipui, n-am văzut decât 2 fotografii care mi-au plăcut, cu ferestrele spre sud, cu cei 2 câini negri și zâmbind toată, cumva. Un loc la care țin e singura chestie concretă pe care am construit-o dincolo de spectacol, adică singura chestie concretă din viața reală. E egoist să spun că acolo mă duc să mă energizez, mă duc din mai multe motive acolo și totuși mi-e trist să văd că lumea din jurul ei, orașul, se dezvoltă prea mult. Există niște băi foarte bune, băile Figa, lângă casa mea. E bine că fonduri europene, ceva se întâmplă, oamenii au o nouă sursă de venit, dar în general oamenii sunt plecați din țară. Și este un județ fără teatru. Și asta era unul din gândurile mele. Să încerc să mă duc pe lângă autoritățile locale, județene, să fac un teatru, să încep un teatru. Nu știu care sunt șansele reale. Ceaușescu a început să facă un teatru acolo și s-a oprit lucrurile. Era aproape gata. Și în clădirea aia care era aproape gata, ce acum? Un casino sau ce? Da, plus ceva supermarket, plus multe. Era un teatru, cum îi plăcea lui Ceaușescu, de 700 de locuri. Deci, dacă fac și eu calții, dacă mai trăia Ceaușescu un an, aveam teatru la județul Bistrița. Asta e o ironie, am luat-o așa ca pe un retorism macru, știi? Cu păi, chestii. Categoric. Asta, deci, eu încerc lucrul ăsta. Pe harta mea să apară un teatru în județul Bistrița-Năsăud, pentru că e un județ civilizat, e un județ din Ardeal, totuși care nu are un teatru. Adică, nu sunt multe. E la Cluj și Târgu Mureș în zona aia. Știu o mărturisire pe care vreau să o spun răspicat. Poate nu o să te superi. Când mi-a plăcut enorm când mi-ai zis că te-ai dus la Bruxelles și probabil la Bozar sau undeva și ai văzut un Magritte original și dintr-o dată ți s-a părut că nu-i lucrat. Din păcate. Și ce ai mai văzut? Bruegel și... Deci și eram drăgostit de Magritte până în momentul în care l-am văzut și nu mi-a mai plăcut din momentul în care l-am văzut. Nu mi-a mai plăcut deloc Magritte, nici acum.
Oamenii din jurul meu, scenografii mei, Cosmin Florea, Irina Moscovici, încearcă să mă readucă în zona asta, să-l iubesc pe Magritte sau așa mai departe. Am văzut, pe atunci am descoperit, în primul rând, pictura simbolistă belgiană, pentru că ea o lume nebună. Ei sunt mai tari decât francezii la zona asta de dark, de negru, de expresionism. Atunci am descoperit pictura aia a lor, de fantasme, cu fantome, cu prerafaelitismul ăla și tot ce au. Am descoperit Victor Horta cu casele lui Art Nouveau. Deci eu mă plimbam deci n-am mai stat la școală aproape deloc. Nu am mers și eram nenorocit că la sfârșit, când trebuia să dau examele, le-am dat, le-am luat, dar eu am călătorit. Am călătorit, asta am făcut. A fost o perioadă de călătorii, în fiecare zi altă destinație. Asta îmi doream și era vârsta asta. Nu puteam să mă duc la ULB, la Universitatea Liberă de Bruxelles, în fiecare zi, în amfiteatru, să ascult niște profesori care îmi zic niște lucruri despre lingvistică. Hello, nu mă interesa deloc. Și acum, pe călătoriile astea scurte, care sunt fascinante, casele Art Deco pe care le iau de la tine, de pe pagina de socializare și le pun la păstrare la mine, pentru că vorbesc, sunt hublouri Art Deco, e un caldarâm albastru cu trei câini care merg în lesă, sunt feronerii interbelice într-o grădină în care plouă cu frunze galbene din cer. Chiar sunt ca din lucruri în această cum le țară. Vezi? Cum le descoperi? Da, le descoper... Fugi din teatru și le cauți? Sau da, cum? Fug din teatru și nu mă uit în jos, nu mă uit în mine, în primul rând, pentru că nu mai îmi permit acest lucru, asta o fac la servici, mă uit în mine tot timpul, la job, și atunci încerc să pun privirea pe lumea vizibilă, totuși, pe ceea ce se vede. Și mulți îmi zic, păi și eu am trecut pe aici, dar n-am văzut lucrul ăla. Există, este acolo, este foarte vizibil. București, Craiova, Oradea, este Brăila, e o lume, e o țară care se duce încet și lucrurile astea plac oricui, oarecum, dar trebuie măcar păstrate într-o fotografie, pentru că știi că autoritățile nu vor face mare lucru să salveze. Că îți cunoști țara. Îți vorbesc casele? Când te duci spre ele, le auzi? Inventez niște povești scurte despre viața celor case, caut ce s-a scris, că am căutat și am citit în perioada asta cărți apărute la o editură despre casele din București, despre viețile unor mătuși din București și mai departe, cărți drăguțe. Am primit o carte despre toate casele din Craiova, conacele alea din Oltenia, o istorie fabuloasă, pentru că astea sunt lucruri care mă interesează și vreau să scriu un scenariu despre alea de acolo. Art Nouveau venit pe linie vieneză din Ardeal, pe care îl poți găsi și în Oltenia, da. Influențe. Deci este o țară interesantă, care la un moment dat a fost, toată lumea știe, pe aceeași linie cu orașele din Europa, ca și arhitectură. Teatrele care s-au făcut de mari arhitecți vieneși și se pare că nu interesează pe nimeni acest lucru. Nu interesează pe nimeni real să valorifice turistic această zonă, dar cred că au spus-o toți care trec prin televiziuni și tot degeaba. Eu, pentru bucuria mea, e ok, dar dincolo de asta, ce rămâne? Eu încerc să scriu un scenariu, încerc să fac ceva, mai mult de atât nu știu ce pot să fac. E egoist să mă bucur doar eu de ele. Probabil de-aia le și pun pe rețele de socializare, să le vadă și alții. Să dea like sau să nu dea like. Și se bucură și comentează. În harta noastră care se umple cu pași mici, e o cale de zăpadă așa abia ce-a nins, e dintr-o fotografie de-a ta, și un înger cu spatele tot merge. Se duce în față, nu știu, spre o stea polară sau spre ceva care îl cheamă doar pe el, și să vorbim despre sacru și îngeri în harta ta. E o relație vibrantă, sensibilă, specială, pe care vreau să o descifrezi, pentru că după asta poate o să-mi cuprinzi în ecuație inspirația, fiindcă îmi spui, construiesc când actorii mă inspiră. Dar să luăm pe rând, deja sunt multe provocări. Hai cu îngerii. Fotografia aia este concret din munca la un spectacol, Don Way, scrisă tot de un rus, de cine altcineva, contemporan, în care cad îngeri din cer și ca să provoace lumea.
Fața mașinilor, ca de obicei, e un text foarte interesant în care am folosit toți actorii din Teatrul Național din Iași pentru a-i cunoaște, în primul rând. Și ne-am permis în miezul iernii, la minus atâtea grade, să dezbrac toți actorii, să-i duc pe un câmp, pe o șosea goală, necirculată, să le pun aripi de înger, să cadă prin zăpadă și așa mai departe. Erau vremuri în care se putea face, poate și acum se poate. Dar relația mea cu îngerii, în general, e foarte prețios ce spun, e una directă, nemediată. E un mare avantaj că eu nu mai fac, nu mai pun granițe, nu mai pun pereți nici de plexi, nici de sticlă între lumea reală, lumea vizibilă, lumea tangibilă și metafizică și o lume și îngeri și morți și așa mai departe. Eu recunosc și o fac nu doar în spectacole, ci în viață. Nu există nicio graniță între aceste lumi. Când văd la teatru că s-a pus o perdea între vii și plecați, mi se pare de un prost gust iremediabil. Nu există această perdea. Nu am nevoie de cineva să îmi spună stop, asta nu se poate, sau e exagerat, sau trebuie să citești această carte dogmatică pentru a vedea că nu e vorba de așa ceva. Eu cred că fiecare om e dator să-și facă un sistem de ancorare în irealitate, de fapt. Că ancorați în realitate suntem. Cea mai mare problemă este cum ne ancorăm în irealitate sau în dincolo. Să te ancorezi dincolo, deja trebuie un exercițiu pentru asta și eu cred că de ani de zile îl fac. L-ai făcut vizibil și pentru orbi. Mulți care nu vedeau prin perdeaua asta de fum, e uneori perdeaua asta opacă a uitării și aici te provoc și despre memorie. Pentru că lucrezi cu o fervoare ca și cum ai uita că uneori memoria teatrului e scurtă. Cele 70 de montări sunt foarte multe în 19 ani. Eu tot zic, am făcut 200 de spectacole, lăsați-mă că știu să le fac. Deci am făcut 70, da? Că nu știu, deci... Cred că atât am făcut, nu am putut face 200, vreo 70. Adevărul e că... Cum, ți se pare puțin? Pentru că înseamnă vreo 4 pe an, totuși. 4-5, cam așa am lucrat. Pentru că am putut, nu știu dacă o să mai pot foarte mult timp. Ce și dacă mai îmi doresc acest lucru. Faptul că aș sta mai mult să scriu, să gândesc, să... alte lucruri. Să știi că asta e farmec, într-un fel. Adică farmecul, asta este bine, că se duc, că se uită, că nu rămân. Gândește că te uiți la unele filme care erau fabuloase și nu le mai poți vedea. Asta, într-un fel, e bine. Adică, pe bune, eu am încercat să mă uit la un film rusesc, nu vreau să spun, al unui cineast important, zilele trecute, și n-am mai putut să-l văd. Mi se părea fals, prețios și așa mai departe. Așa că, mai bine să vorbească lumea despre de ce fierbe copilul în mămăligă, spectacolul meu de la Odeon, din amintiri, decât să mă întrebe pe mine ce cred eu despre acel spectacol. Știi? Ai văzut, cu prudență, nici nu te-am întrebat. Și nici n-am chef să te întreb, pentru că nu vreau să ajung la puncte nevralgice de genul apostrofări în stilul directorului de la Național, care te întreabă de ce pleci, dragă, de la premieră, că orice regizor se înstală, de ce fugi, domnule, când lumea aici ovaționează, aplaudă. Da, știu. Pentru că atunci aveam o mașină cu care puteam să fug în Ardeal cu bagaje din București. M-a sunat Caramit, într-adevăr, și mi-a reproșat că n-a rămas la premieră la Pădurea Spânzuraților, dar crede-mă, atât de epuizant a fost munca la acel spectacol, atât de greu s-a muncit și încât nu mai vreau să văd reacția. M-a sunat plângând Cosmin Florea, scenograful. Păcat că nu vii să vezi sala cum este. Zic, e păcat, asta e, sunt pe drumul spre Ardeal. Eu cred că dincolo de această sublimă, grațioasă cochetărie, e de fapt o fugă, o retragere fabricată, ticluită, aranjată, regizoral foarte bine. Și că ai să o mai faci. Că vei recidiva în fugile pe care... Categoric, asta este categoric. Categoric doar, dar nu e... Adică e pentru sănătatea mea. E pentru sănătatea mea, nu pentru imaginea mea. E pentru sănătatea mea, pur și simplu, pentru că după ce că lucrezi foarte greu, ți-e foarte greu la lucru, să mai trăiești și presiunea aia și tensiunea aia a premierei, e prea mult. Thank you.
cu sănătatea mea și imaginea mea și dintr-o dată m-am dus cu gândul la corp. E o întrebare promptă. Ce înseamnă corpul pentru tine? Ai sigur o valorizare, o mitologie, o mistică poate chiar a lui. Dacă mă gândesc cum îi fotografiez pe actori la repetiții și după fiecare spectacol. Păi e în primul rând opusul clădirilor vechi pe care le fotografiez și ieșite din funcțiune. Ceea ce fac eu cu actorii, că îi fotografiez în 5 minute, rapid, deși pare probabil o ședință foarte studiată și foarte bine pusă la punct. Așa am crezut, da. Ei, nu, că sunt minute puține în care am noroc că sunt actori și știu să privească, știu să se încarce foarte repede cu ceea ce li se cere, știu să simt o atmosferă totuși, cei care știu, și au dezinhibarea asta de a poza nud, seminud, fără nicio problemă, în timp ce prin spatele lor trec mașiniști, oameni din atelierele Teatrului Național și așa mai departe, fără să pună întrebări. Am pozat odată aici, când se reconstituia Casa Mincu. Da. În interior am avut acces la casa, adică asta și am strâns 20 de Cărtureștiu în care vorbim. E această Casa Mincu cu blazon. Eu trec pe lângă ea, venim pe jos și aud în fiecare sâmbătă pian. Cred că e un băiat sau o fetiță care exersează. Și venind spre tine astăzi, am auzit pianul și am zis, e de bun augur. Da, deci era bine, am strâns 25 de actori, atunci am fotografiat, a fost fantastic. Nu că mai am eu chef de făcut lucruri de genul ăsta, dar fiecare om are o viziune despre corp, probleme cu corpul și în continuare eu vreau să provoc lumea chiar și cu Trei Surorile, pentru că e foarte multă corporalitate acolo, în Trei Surori. Aproape că semnează actorii în momentul în care intră într-o distribuție, că sunt de acord să fie vizibil și adică din acest punct de vedere. Le forțez consimțământul într-un fel sau altul? Nu, categoric nu. Eram sigură că nu. Asta am vrut să te provoc. Și nu se mai poate în vremurile astea. Și dacă ai vrea, nu se mai poate așa ceva. Am vrut să spui, nu, Radu Aflim, ca să smulg din rădăcina ideea că ai fi autoritar atunci când lucrezi cu actorii. Sau poate e un secret pe care nu trebuie să-l desfacem aici, pentru că ceaiul ți s-a răcinut, nu te-ai atins de el, cafeaua mea e rece și harta nu e gata. Hai să închidem împreună, că altfel vom fi de râs, nu? Doi cartografi fără măsură. Ce faci? O țară deschisă, o lume deschisă, o lume care fără granițe, uite. Deci o hartă fără granițe, o Europa, o planetă străină fără granițe. Nu mai trebuie puse. Hai să nu mai punem, să nu închidem harta asta, pentru că mi se pare trist. Hai să mergem într-o circularitate care există și e vizibilă în toate spectacolele tale. Ai spus că o dată de două ori, de mult, în copilăria mică, cu mult în spate, ai făcut, cum am făcut și eu, o hartă cu șablonul, da? Care era a României. Ce e România pentru tine, Radu Aflim, cel după care vine toată generația Z, îți place sau nu? Tinerii vin după tine ca după un star rock, zice aici undeva Cristina Rușieschi și bine face, pentru că tinerii găsesc acolo ceva ce nu le spune nimeni în harta asta, Radu Aflim, pe care noi abia de-am conturat-o. În primul rând este țara în care întâmplător m-am născut. E o lume fără de care nici teatrul meu nu ar fi arătat clar la fel. Deci este evident că toate semnele din spectacolele mele, deși sunt texte europene, texte străine, sunt aduse aici. Deși sunt clasici ruși, americani, sunt aduși aici. Chiar și numele aparțin deja acestui spațiu. Trei Surori se întâmplă în România, nu se mai întâmplă în Rusia, la mine. Este, fără să vreau, repet, fără patriotisme ieftine, este locul care m-a marcat definitiv. Și
Asta se întâmplă cu toată lumea, bănuiesc. E un loc pe care, ca o mare iubire, poți să urăști, poți să o detești, poți să o iubești, la infinit poți să desparți și să revii aici. Dar tu nu ești divorțat de, nu sunt, de iubirea asta. Nu sunt, categoric nu sunt. Nu sunt, dar înseamnă practic toate astea, locurile astea pe care eu le văd, pe care le descoper. Nu este o hartă mare, sunt mici puncte făcute cu vârful pixului. În orașele astea în care eu lucrez, malurile râului pe care mă încarc între repetiții, oamenii ăștia cu care stau de vorbă pentru a mai scrie două replici în spectacolele mele. E adevărat că totul sună egoism, mă folosesc de fiecare semn din această lume pe care o respir, dar poate totuși ofer ceva acestei țări cu munca mea, oamenilor acestei țări. Unii dintre ei pleacă, îi pierdem sau nu, pentru că lumea e deschisă, dar sper că ofer în acești ani în care am puterea să muncesc ceva acestei țări, acestei lumi. Țara nefiind ceva abstract, fiind niște oameni și niște peisaje vechi, noi, cum sunt ele. Am ascultat fără să intervin ceea ce ai văzut, rar mi se întâmplă. Mulțumesc, mulțumesc, Radu Afrin. Mersi, am terminat cumva harta noastră. Ai fost un bun cartograf. Vom veni la teatru și cred că, mulțumită ție, or să le placă și unor cârcotași care poate au ridicat din sprânceană sau nu, ori nu s-au uitat bine, o să le placă România și teatrul. Mulțumesc! Mersi, mersi!